Cum a fost experiența Champions League? Era prima dată în istoria fotbalului românesc când o echipă juca în formatul nou Champions League? E o experiență deosebită. Noi mai jucaserăm și înainte în Cupa Cupelor și Cupa UEFA, dar Champions League este total diferit. Și plus șansa pe care am avut-o să întâlnim în cei 3 ani de Champions League echipe extraordinar de puternice. Borussia Dortmund, Juventus Torino, Glasgow Rangers, Atletico Madrid, deci echipe care trebuia să joci extraordinar de bine ca să poți să fii la înălțimea lor. De ce ai ieșit la pauza meciului cu Rangers aici în Ghencea, 1-0 golului Prodan pe final? Așa a fost decizia antrenorului. A, deci nu erai nimic lovit sau ceva? Nu, așa a fost decizia antrenorului să facă o schimbare. Te alergase Gascoigne cumva în prima repriză sau? Nu. Atunci am avut mai puțin marcaj la Gascoigne. Știu că la meciul de la Rangers am avut marcaj la Gascoigne. Cum era? Și chiar am și schimbat tricoul cu Gascoigne, un jucător extraordinar, dar și foarte dificil așa. Pe teren sau? Și pe teren, da. De și ce? Pe teren. De ce? Te trăgea, te lovea, după care îți făcea cu ochiul, după care îți scotea limba și era un jucător atipic. Bine, el e recunoscut în Anglia ca un clown, da, a fost recunoscut ca un clown, adică un tip care pe teren făcea și chestiile astea. Da, dar era un jucător foarte talentat. Aveau atunci și Rangers-ul, avea un jucător de valoare, era el, era Laudrup. Uh-huh. Erau jucători foarte, foarte buni și cu experiență, care puteau face diferența în orice moment. Meciul cu Benfica, ce mai ții minte de la el? E un meci în care Steaua a avut probleme cu arbitrajul unui englez, David Ellery, a intrat prin minutul 60 cu Benfica, 1-2 la Lisabona. Da, da, știu că atunci noi am jucat foarte bine. Eu am intrat în minutul 60, cred că în urma unei eliminări. Uh-huh. A fost eliminat. Dar am făcut față extraordinar de bine unei echipe cu o tehnică și o viteză de joc foarte bune. În general, echipele portugheze, deși în vremea respectivă, știu că am jucat și amicale cu Porto, echipe cu o viteză de joc și cu o tehnică senzațională. Te mă uitam juca, era Canigia în atac la Benfica atunci. Prudhomme în poartă, am în față caseta meciului și era Claudio Canigia, uite, în atacul lui Benfica. Eliminat Dobos, da, era... în minutul 57, tu ai intrat în minutul 65, la câteva minute după. Exact. Nu, erau jucători de-a lungul meciurilor din Champions League, am reușit să avem de-a face cu jucători de mare valoare, cum era Scifo la Monaco. Și Monaco avea în perioada respectivă o echipă extraordinară. Era Scifo, era... Mi se pare că Thuram... Thuram, sigur era, da. Era Thuram. După care Dortmundul, care a și câștigat Liga Campionilor cu Chapuisa, cu Zammer, Möller. Mi-amintesc că la un meci am avut marcaj la Zammer, la alt meci am avut marcaj la Möller. Deci, jucători foarte puternici. Cum era Zammer pe teren? Vis-a-vis de Gascoigne, de exemplu, care era un tip care și trăgea și se circărea un pic. Cum era Zammer pe teren? Matias Zammer. Zammer era un jucător care impunea respect. Deci, în afară de faptul că era un jucător foarte puternic fizic, toate mingile treceau pe la el. El dirija tot ceea ce se întâmpla în echipa Dortmundului.
nu vedeai un zâmbet pe fața lui. În general, jucătorii mai zâmbesc, dar nemții sunt foarte concentrați. Deci, Dortmundul, dintre toate echipele cu care am jucat în Liga Campionilor, mi s-a părut a fi cea mai puternică echipă.